Prieteni, suntem pe canalul Patroana de la Strehaia. Aici a venit Mihail aici să-mi facă curat. Stau și eu în pat ca să obosită unde am lucrat afară. Și acum a venit Mihaela, mi-a dus să ciorba, am mâncat, acum face curat. Da, prieteni, am venit să facem curat? Că până acum... Lăsasem rubinetul la baie desfăcut și s-audea hidrofonul, nu știam de ce s-aude. Da, bine că ne-am inundat. Bă, da, era apă, era să ne inundăm, dacă nu intram în baie. Da. Dacă bine că am rezolvat problema, acum... Mă doare și capul de nu mai pot acum. Am stat acolo în garaj, lângă copil, de i-am spus ce să ia, ce să aruncăm, ce să facem, bine că mai le descurcarăm. Pe cum era, mai le descurcarăm. Da, acum doar gunoaiele alea, să vedem cine le ia să le arunce. Lasă gunoaiele și două zile tăi, numai le luăm. Păi lasă-le acolo, nu-i grabă, dar... Nu e grabă, că trebuie să-i plătesc a lui ea, să vină contractor și să le ia. Mai dă și căldura să-ți bărui gardul ăla. Nu e gramă. Da. Mult nu mai trebuie, o găleată, cred că mai trebuie și gata. Mai dăm o dată și gata. Da. Trebuie, vedem ce culoare să dau și eu pe dinuntru, acolo când vii. Porțile aia nu sunt asudate, n-am găsit asudorul ăla. Pierdură oamenii ăștia o balamamă. Am cumpărat balamale și pierdură o balamă. O pierdură acolo pe unde lucrară, cu sculele, cu ea, nu mai găsesc. Așa să duc banii mei. Ce da. Faci? Uite așa. Fără bani nu putem face nimic, trebuie să facem ușor, ușor. O dată aia, până la Paște le scoatem. Păi ce, mai o lună până la Paște, mai e timp, ce să fac? O să lună mor? Mai e, patroană. Să mor repede, grabă, nu mai am mult, le fac pe încetunel. Și la mine în cameră să pună cada, să duce omul, mai lucrează și el în altă parte acum. Că mai îmi trebuie să cumpăr țări, să cumpăr mufle, mulți, ca să facă și la mine baia. Le faci ușor, ușor, n-ai cum să le faci. Păi ce să faci, le fac dintr-o dată, nu mai... Într-o parte începi în alta, că așa dacă le... Să fim sănătoși, uite, nu mai pot, sunt bolnav. Sunt bolnav, mă doare capul de stres. Că și m-am stresat și de ursul și de leu, mă stresesc. Degeaba, că de venit acasă tot vine ei. Că vine acum, că vine într-o săptămână, că vine în două... Dar trebuia Ursul și Georgiana să fie cu mine aici, să aranjăm casă. Trebuia patronul, dar și poți să obligi omul, dacă nu vrea... Trebuia să aranjez și eu casa cu ea și pe urmă mai se ducea, mai venea. Dar ea stă numai acolo, spală vață, le face mâncare la pete și nu mai interesează de mine. Acum fiecare cum vrea. Da. A luat și copilul, nu mai aduce acasă, mai ne veselim și noi când îl vedem copilul. Lasă, mai vine, că mai venit, mai vine, mai pleacă și se face. Păi că nu mi-aduc aminte de copil, am prâns ieri și de copilul ăla și de leu. Că nu le văd în curici. Știu, patronul, nu ai ce să... Le treci lor și vin toți acasă. Ce crezi, că rămân acolo de tot? Păi la urmă tot vine. Da, sunt bățară, că vede parcurile, vede distracția, vede... S-a și plictisit. Era obișnuit aici și acum mi se pare interesant. Vede parcuri, vede da. Plimbări. Ce să mai ce să faci? Să pun asta aici și după aceea să mă dau la mine în cameră și Alin, ce faci? Ce faci, Alin? S-a pus el un pic în pat. Am făcut curățenie pe hol, pe astea, mai trebuie să dau o dată că iar am intrat cu cimentul de afară. Când a dat căldura câtă cu oară avem murdare... Le facem, dar să fie cald. Voi spălați pe ale voastre, eu pe ale mele. Le spălăm toate, mai se pune problema. Sunt ale lungi, ale de la sala mare. Am stat oricum aseară în curent și iar mi s-a umflat toată gura. Noi nu știm ce ne-a zis doctorul mâine iar. Pe asta mi-e frică. Mi-e frică că m-am inflamat iar. Cât și frică că nu-mi faci iar. Câte drumuri am făcut degeaba. Da. Sper să-mi facă, că așa m-am dus data trecută inflamată da. Și mi-am făcut. Poate întregi, cine știe. Asta este Mihaela. Bă, Mihaela, să ți spun și ție. Era bărbatul meu, bă, muncea cu zi cu noapte, bă, și cu ce ales s-a ales? Nu s-a ales cu nimica. Cu nimic. S-a dus cu mânuțele muncinte în pământ. El când era la parcare acolo, atâta se ducea, oxa boldurile, ronturile, lui îi plăcea ronturile, cum avem noi în pață să punem frodinele,
Seamănă că râde acolo la poartă. Știu că mi-a zis lumea că îi plăcea să... Îi plăcea florile, făcea ronturile, jingășea cu oamenii la parcare, grădina, puneam ceapă, puneam usturoi acolo, că aveam terenul, păcat. Știu, știu. Am fost, am văzut parcarea. Am văzut și parcarea și... Da, ne-am săturat, bă, și de muncă și de tot. Și vezi, se acupe bătrâneață și tot îmi place să muncesc. Mi-a fărmat leu. Mi-a fărmat și casa, era jugrăbită. Eu pe bătrâneață nu mai trebuia cum să dau banii. Să mănânc și eu banii și să-mi văd de treabă. Dar ce-mi trebuia mie? Că era casa curată, jugrăbită. Dar am zis să fac condiții, tot pentru copii, pentru fetele lui Georgiana, să stau aici. Fetele le-a plăcut să pleacă la oraș. Și așa, te fetele, o să mărită mai târziu. Cine știe patronul, nu pot să mă bag eu. Nu stă fetele cu ea, o să mărită fetele. Pe oricare femeie, fată să mărită, îți dai seama la un moment dat și pleacă din casa părintească și... Că nu poate să stea toată viața așa. Da, și tot acasă o să vină. Dar trebuia să facem și aici condiții, să stă și ei cu mine, să le terminăm și pe urmă să ducea unde vrea. Să aibă unde trage și ei când sunt undeva. Dar ei mă lăsară pe mine singur de muncesc ca zăpăcita. Până ca jos din picioare să mă stresez numai eu. Vreau să te ajutăm noi, ți-am promis și cu gardul, și cu alea, le facem noi. Fac muncitorii ce fac ei la casă, că acolo ne pricepem noi să facem instalații și toate alea. Și noi cu ce putem te ajutăm. Da, când a dat căldura să mă duc și la cimitir, la bărbatul meu acolo, că atâta iarbă, atâta alea, mizerie acolo. Două zile acolo trebuie să duc un om. Să pun flori, să fac, să șterg, să fac. Da. Ce să faci? Trebuie multe făcute. Toată lumea se duce când va fi mai cald la cimitir să fac curat. Trebuie. Păi da. Nu mai m-am dus la bărbatul meu și de-aia mi-a mers numai rău. Că de când am venit din pușcărie, nu m-a dat, m-am dus. Da. Ce să mai zic? Asta e, sunt stresată, sunt supărată și am gânduri. Vezi, din cauza gândurilor se îmbolnăvește capul. Da. Da. Trebuie să nu te mai stresezi. Să mă stresez, că mă gândesc și de aia și de aia. Te gândești, dar nu rezolvi nimic așa. Da, mă gândesc și de Leo, că nu se lipsește odată de Dana să nu mai vorbească. Lui e greu acum cu ea, dar n-a mai stat cu ea împreună să zici că el a învățat cu ea. Doar vorbea cu ea prin telefon. Femeia nu știa să scapă de el, se ducea la grădină și o asuna el. Câteodată întindea telefonul să mai vorbească cu el. Cine și el zice că era drag de el. Da, cum mi-a spus urologa, ai văzut, și a spus că se vadă de treabă că a fost în comă, să nu mai se gândească la Dana. I-a spus urologa destul de bine, că el a fost bolnav greu. Să stă liniștit, să vadă de treaba lui. Ce să mai spun? Mă gândesc acolo la el. Suganii sunt tari, nu le doare nimic, ca să plimbă în țară și nu duc stresuri de femei, de ăștia, cum duce el, numai de femei stres. E stresat numai de femei. Da. Și n-am nimic, ca țiganii să plimbă, toți care au ieșit din pușcărie, toți țiganii sunt sănătoși, n-am nimic. Că să plimbă, n-au grijuri așa de femei cum are el. Femei, 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 femei. M-am mâncat femeile, am mâncat galbene, am mâncat salbele, am mâncat mașinile, am mâncat terenurile, toate m-a distrus femeile, femeile. În capul lui și tot n-a ieșit din capul lui femeile. Da. Avea bani să trăiască acum, numai să stă, să nu facă nimic. Să fi dat galbenii, să fi luat 4-5 apartamente, a vrut bărbatul meu să trăiască numai pe întirii. I-a spus, mă, tată, hai să luăm 4-5 apartamente la București, unde vrei tu, ca să trăiești numai prin tirii tu și cu copiii tăi. Să ducea el cu copiii lui și lua tiriile. Câți galbene aveam dacă lua 40 apartamente dacă lua. Și trăia numai prin tirii ce sunt tiriile de scumpe la București. Și n-a vrut. Ce să mai zic? Trebuie. Nu mai zic nimic a mea el. Da. Asta este.
Ce să mai zici, că mai ne omorâm, tot ne omorâm, să facem și pe aici să fie curat. Dar eu sunt sătulă de muncă toată viața mea. Am dirijat la parcare, de-am făcut, părmă iar am fărâmat. După ce am vândut, iar am făcut aici, puișoarele alea de lemn, nu mai îmi place de ele acum. Altă dată îmi fac de ele cu cărămidă sârbească, cum a făcut țiganii, altele modele. Că vezi, am văzut, știu. A făcut țiganii cuptoare de cărămidă sârbească, a făcut modele care a ieșit acum. Și trebuie să facem și noi, să facă alincolo sub puișorul ăla. Să zidească, mi-a spus maestru, cu scărăbidă de aia sârbească, face stâlpi de aia și face și el cuptoare acolo frumoase. Mai înainte trebuie să renovăm casa, patronul, și pe aia cuptoare. Lasă casa, când va fi bani mult, dă 2-3 miliarde și o face pe din afară și pe dinuntru. Jugrăvele altele. Și așa. Să fie el sănătos, să fii sănătos. Libertatea și sănătatea e mai mare ca totul. În viață le faci pe toate dacă ai un gând. Dacă n-ai gând și colo și colo și colo și ai un gând și aveți înțelegere, le faceți. Dacă nu e înțelegere, nu faceți nimic. Asta contează. Ce să mai zic? Tu nu vezi că la noi e tot dușmănie în casă, nu iasă dușmănie asta. Soacră-ta nu se domolește de dușmănie, ai văzut ce vorbește frate său. Numai de Leo de noi vorbește. Cine știe? Și de Georgiana. Nu mă bag. Bă, băietule, du-te și nu mai vorbește de copiii mei, că iar mă cer cu tine. Am văzut acum pe ăla că vorbea iar de Leo, că de Georgiana, că nu vine să o ajută pe Anca. Abelenii de ăștia, abelenii. El nu vorbește de nororile lui și de familia lui. De familia noastră. Sică, poet, nu vorbești de Luci, de nevasta ta, fosta nevastă. Unde e? De ce nu te împaci cu ea? De ce sică nu te împaci cu nevasta ta, cu Luci? Că nu te suport. Să nu mai vorbești de familia mea, de copilul meu, că ies pe grup și vorbesc de tine. Înțelegi? Mai bine să stai din gură să nu mai vorbești de familia mea. Și vezi de treaba ta, de familia ta. Să te mănâncă gândul de familia ta, de fosta nevasta ta, care nu vrea să împacă cu tine și nu vrea să te vadă. Să mă lași în pace, că sunt destul amărâtă, nu mai vorbi de familia mea. Și vorbește tu de Georgiana, de ăștia, vorbește, domne, de ale tale. Și vezi, îți dă treaba ta. Ce vrei să te ceri cu noi? Nu-ți vezi de treaba ta să nu mai vorbești de copilul meu, că copilul meu e amărât, a făcut operații multe, tu ești sănătos, tu mănânci, bei, n-ai nicio operație. Vezi de treaba ta să nu mai vorbești de Leu. Da? Și asta ești. Vezi de treaba ta, vezi de situația ta, vezi de lucrurile tale. Nu mai te zic că îți pare să te răb de Anca. Ce-ți pare răb de Anca? Ce-ți pare răb de Anca? Că te certai cu ea să-ți dă bani de țigări. Și o polecreai pe oameni și vorbeai de sorul ta urât, acuță bună sorul ta, ca să faci vizări. Vezi de treaba ta. Da, să-ți vezi de treabă și să ne lași în pace. Tu ești cu copiii tăi, ești cu nororile tale pe un loc. La noi e casa părădită toată. Să-ți vezi de treaba ta, de situația ta. Nu mai te mănâncă tu gândul de nurorile noastre, de copiii noștri și de familia noastră. Să uiți familia mea, să nu mai vorbești de ea, că ne certăm urât. Dacă nu uiți de familia mea să nu mai vorbești, ne certăm urât și ieși pe post. Ieși pe post să vorbesc, să nu zici că n-am zis. Vezi de treaba ta, așa am răbdat la bucătarul și odată am ieșit pe post. Așa fac și cu tine. Să-ți vezi de treaba ta să nu mai vorbești de copilul meu. Da. Și asta este. Eu nu pot să mai vorbesc. Uite, sunt bolnavă și eu sunt amărât de gânduri, de stresuri. Și mai mă supără și dușmanii mă scoate din săriți. Că zic să nu vorbești, că sunt post, că fac, dar uite, mă scoate din săriți. Când le aud că vorbește, cum am auzit cu uretile mele ce spunea Sâcă Poet. Că să vină Georgiana, să o ajută pe Anca, că
că uite așa, că asta pe din coace, de leu, că nu știu ce vorbea, că nici nu pus să-i uretea bine, să aude nervoasă, de stresată când l-auzi. Vezi-ți, domnule, de treaba ta, vezi-ți de familia ta, vezi-ți de Lucia ta, care nu mai fosta femeie, că nu vrea să mai vadă din ceaia și nu vrea să se împacă cu tine. Da. Și asta este, prieten, sănătate multă la copiii mei, să ne ajută Dumnezeu, Maica Sfântă, Iisus Hristos și la panii noștri care ne gândesc bine, să vă ajută Dumnezeu.